Iar acum vorbim despre o poveste emoționantă din Statele Unite ce are drept protagonist un cangur adorabil, dar foarte încercat de viață, pe nume Arwin. În urma unui accident rutier, animalul a rămas paralizat. Deși este pe cale să se recupereze, el va rămâne totuși în sânul familiei pe care a cucerit-o. Come on, Baba! Irvin sau Baba, cum este anintat simpaticul cangur de un an, este tratat ca un copil de stăpâna lui. De câteva ori pe zi este hrănit și schimbat de scutece, dar acceptă cu minte, deși nu s-a obișnuit încă cu noua viață. Cu privirea blândă, Irvin nu și-a cucerit doar familia adoptivă, ci și pe toți localnicii din orășelul Broken Arrow. Sceptici la început, când au auzit că vecina lor și-a luat un cangur drept animal de companie, oamenii s-au îndrăgostit iremediabil de el. Când vine vorba de mâncare, Irvin nu este mofturos. Acceptă aproape orice, de la macarone până la burrito. Uneori însă mai ia și mici gustări neprevăzute. Povestea din spatele lui Irvin este mult mai delicată. Practic, el i-a salvat viața stăpânei lui. Înainte să găsească animalul, femeia a încercat să se sinucidă. Gândurile de a-și lua viața au dispărut însă total odată cu apariția lui Irvin, la care nu mai vrea să renunțe nici în ruptul capului. Este ca și copilul ei acum și va rămâne alături de ea și după ce se va face bine.